Peste 60 de școlari care fac parte din trupa de teatru a Palatului Copiilor au intrat în acest weekend în pielea personajelor de bazm. Însoțiți de părinți și profesori, copiii au urcat pe scenă pentru a cânta, dansa, recita sau a șetala în fața celor prezenți costumele. Dar cine ești tu, prințesă, dragă? Izabela. Ah, Izabela, ești prințesa Izabela? Da. Da, e prințesa Izabela. Vai, 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 da, poți să-mi spui... Să-mi descrii puțin costumul tău? E alb, cu pantofi negri. Cine ești? Giulia. Giulia? Și ce personaj reprezinți în ziua asta? Spanioloaică. Spanioloaică? Da, uite, pentru că suntem acum aici pe scenă, aș vrea să-mi spui... Și să ne spui tuturor, și uite că sunt și televiziunile, și musai trebuie să afle, vreau să ne spui ce se întâmplă joi. Joi o să apar la televizor la Next Star. Super! Aplauze mari, mari de tot! Elevii s-au costumat în vrăjitoare, prințese, pirați, simțindu-se ca într-o lume de poveste. Carnavalul la palat este un eveniment cu tradiție pentru Palatul Copiilor, iar în acest an a coincis și cu celebrul Carnaval de la Veneția. În fiecare an, sigur că încercăm să găsim o altă titulatură. Ne bucurăm că în acest an, acest carnaval al Palatului din Giurgiu se întâmplă odată cu Carnavalul de la Veneția, care Carnaval de la Veneția nu o să are o temă, dar noi i-am lăsat pe copii să-și aleagă fiecare costumul lui și personajul lui. Eu sunt Smeraldina, din piesa de teatru Slugă la doi stăpâni. De ce rolul ăsta? Pentru că asta mi-a fost dat și îmi place să-l joc. Trofaldina. De ce ai ales rolul ăsta? Pentru că este rolul în care le joc în piesă și mi s-a părut mai la îndemână. Tot cu aceeași ocazie, elevii cercului de design au realizat măști care au fost expuse la etajul 1 al Centrului Cultural Ion Vinea. Măști de prinți și prințese, vrăjitoare, animale și monștri, toate acestea au fost aliniate frumos pe panouri și admirate de cei care au fost prezenți la spectacol.